Bună seara, bun găsit la Field Markets, emisiunea în care vorbim despre piețele financiare. Astăzi voi discuta cu un investitor pe piața de capital, Valentin Dragu. Bun venit la Field Markets. Bună seara și celor care ne urmăresc și vă mulțumesc pentru invitație. Am zis bine investitor sau investitor și trader sau cum? Nu. Este o diferență foarte mare între un investitor și trader. Da, eu sunt mai mult un investitor. Investesc pe termen lung, îmi aleg foarte bine companiile, le analizez și investiția se face pe termen lung. Nu sunt un trader, nu recomand așa ceva, în special celor care sunt la început. Cei care sunt mai experimentați și care au trecut până, să spunem, chiar până momente de-astea, nu? Uite cum sunt zilele acestea, o să discutăm imediat. Dar dacă tot am început, sunteți investitor pe piața internă sau și pe piețele externe? Sunt investitor atât pe piața internă cât și pe internațional. Da. Și termen lung însemnând, întotdeauna înainte aveam, sunteți cu vechime în piață și era termen mediu, termen lung, termen scurt. De când s-a schimbat practic lumea și iată piețele financiare sunt într-o continuă schimbare, părerea mea e că termenul lung și previziunile pe termen lung nu prea mai sunt de actualitate, așa că am trebuit redus puțin termenul ăla lung, adică s-au dus mai departe atunci și lăsat așa, uite cum a fost acest ciclu, nu? Avem 11 ani practic de creștere. Avem 11 ani de creștere, într-adevăr. Se schimbă puțin datele problemei, nu mai putem gândi cum gândea Warren Buffett în anii 40-50 când el vrea să cumpere pentru toată viața. Eu cumpăr acțiunile. Deși buy and hold încă e valabilă totuși, exact, se spune. Exact, este o strategie foarte bună, de acolo poți înmulți acel capital foarte bine, dar cu noile tehnologii, cu artificial intelligence, cu noile companii care efectiv rup anumite industrii în două, trebuie să ne dăm și noi seama că ar putea să ne facă să ne schimbăm strategia în timp. Dar în momentul de față, pentru mine, sunt niște investiții care le fac pentru toată viața. Da. Adică intru pe niște companii și acumulez în funcție de analizele pe care le am, mai adaug alte companii în portofoliu, dar nu prea s-a întâmplat să și ies de pe anumite companii. De pe anumite companii, bine spus. Până la urmă, ce piețe urmăriți? Doar piața de acțiuni sau vă uitați și pe celelalte piețe? Zicem așa, vă întreb pe dumneavoastră, dar sunt sigur că în situația dumneavoastră și a mea și a multora sunt mulți investitori care sunt curioși ce să facă și poate prin niște idei bune și niște și să spun așa și adaptează strategiile. Absolut. Este foarte bine ca fiecare dintre noi să ne cunoaștem profilul de risc. Profilul de risc spune foarte multe despre noi și strategia pe care ne-o facem trebuie să fie în funcție de acest profil de risc. Absolut obligatoriu. Am spus-o de atâtea ori. Exact. Cunoștințele pe care le dobândim pe parcursul vieții de investitor ne permit să putem investi și în alte tool-uri, ca să spun așa. În momentul de față, recunosc că eu sunt taxat doar pe piața de acțiuni, în ceea ce privesc investițiile pe piața de capital, mai puțin în alte piețe. Nu shortez acțiuni, nu mă interesează în momentul de față ETF-uri. Probabil că undeva spre retragerea din activitate, ca să spun așa, voi încerca să balansez puțin portofoliu și să devin din profilul de risc agresiv pe care l-am puțin mai moderat, să spun. Înseamnă că nu sunteți foarte atent la calendarul economic, dacă nu speculați sau dacă nu investiți, să spun, și pe alte piețe, pe Forex sau pe obligațiuni, nu? Că întotdeauna prezint aici, urmăriți calendarul economic sau mai puțin? Mai puțin. Am în vedere anumite date pe care le analizez și eu. Sunt date importante și date mai puțin importante. Iată, în ultimele săptămâni am și spus sunt date foarte puțin importante. De exemplu, astăzi a venit a doua citire a PIB-ului american, o confirmare practic acel 2,1 creștere ca cel inițial pe o bază trimestrial raportat la anul trecut. Cereri de șomaj 219.000 și ordine de folosință îndelungată, văd niște cifre în creștere dacă excludem transporturile, în scădere pe ianuarie dacă sunt toate. Deci date mai puțin importante, dar astea au importanță la comenzile astea pentru consum și consumul e important. Consumul este foarte important. Foarte important. E foarte important. Deci să înțeleg ca să încheiem așa capitolul ăsta, mai mult analiză fundamentală, nu? Absolut. Clar. Da, este foarte important analiza fundamentală pentru un investitor pe termen lung. Analiza tehnică mai pentru... puțin, vă uitați la Field of Markets. Da, vă urmăresc emisiunea cu mare plăcere. Deci
informațiile, mai e un capitol important, de unde le luați? Că aici e o întreagă discuție, sunt surse de informații și externe și interne, dar vin perioade de-astea, cum sunt acum, și anumite, să spunem mai mult pe la noi, și astea sunt titluri de-astea, ba alarmiste, ba că se atragă senzaționale în goană după clicul, și atunci nu prea, informația nu e cea care trebuie, e mult diluată, absolut, e în goană după senzațional, chiar și presa economică, care trebuie să fie totuși mai aplicată și mai exactă. Da, eu văd informațiile puțin diluate, câteodată observ în piață anumite informații care vor să ducă către un anumit trend, urmăresc anumite rezultate. Investitorii trebuie să fie foarte atenți la raportările financiare ale companiilor. Dacă pot participa la adunările generale, perfect, cu atât mai bine. Dar în mare parte citesc foarte mult raportările financiare ale companiilor, mai puțin mă las influențat de știri, pentru că experiența îmi spune că în momentul în care te bazezi pe o știre, deja este târziu de a mai lua acțiune. Exact. Că vrei să ieși de pe o acțiune sau că vrei să intri, în momentul când ai citit acea știre, e deja inclusă în preț. Se poate să fie destul de târziu. Să vorbim puțin de momentul actual din piețe, unul interesant, și e clar că, cel puțin în prima parte a anului, în luna februarie, clar, iată, coronavirusul își pune amprenta, și vreau să analizăm din punctul de vedere ale efectului asupra economiei și cu asta să începem, și după aia efectul asupra piețelor, că e o volatilitate mare în piețe, n-a mai fost de mult, dar poate o să o comentăm. Ce efect are coronavirusul ăsta, în câteva cuvinte? Am discutat, dar sunt curios și părerea dumneavoastră. Coronavirusul are un impact foarte mare, nu atât prin natura lui, ca și virus în sine. Da, pentru până că la urmă e o gripă. Da, absolut. Sincer să vă spun, din datele pe care le avem acum, în urma sezonului gripei din Statele Unite au murit 20.000, poate chiar mai mult, de persoane, și nu s-a făcut atâta scandal. Și în toate țările au loc astfel de decese în urma... Și persoane mai în vârstă, să spunem, și suferind de dinainte, poate. Absolut. Are efect asupra economiei, asta ne interesează. Are un impact foarte mare. Încă nu e quantificat, toți analiștii încearcă să-l cuantifice. Încep să intre în prețurile acțiunilor, în aceste scăderi pe care le vedem, încep să intre și rezultatele viitoare de pe următoarele două, actualul quarter și următorul. Și vedem în acest, mă uit și pe ecranul dumneavoastră și este destul de roșu, în aceste prețuri încep să intre aceste rezultate care deja sunt transmise de către anumite companii, adică au anunțat investitorii că s-ar putea să nu își îndeplinească targetul pe primul trimestru de vânzări. Indiferent că au sau nu legătură directă cu China, dar se repercutează în economia globală, și aici e o întreagă discuție, că până la urmă cât va scădea China în trimestru 1? Asta e marea întrebare. Am văzut opinii că o creștere, deci să spunem că va avea o creștere undeva la între 3-6%, pesimistă sau mult prea optimistă. Probabil că va fi undeva între acolo. Da. Pentru China e puțin, deja 6% anul trecut a fost puțin, dar când devii o economie și ai 17% din PIB-ul global, exact, tot se făceau comparații cu SARS-ul, dar atunci China avea 4%, e diferență mare. Normal că nu-ți mai permiți creșteri de-astea. Absolut. De două cifre. Ești o economie foarte mare, dezvoltată, și atunci o cifră de 6-7% este deja destul de mare. China ne-a obișnuit cu creșteri de două cifre și atunci orice scade sub 10%, ni se pare că China a început să încetinească. Dar trebuie să ținem cont că economia mondială este interconectată total. În momentul în care s-au închis fabricile din China, s-a rupt lanțul de aprovizionare și atunci foarte multe industrii au suferit, pentru că au trebuit să închidă anumite facilități de producție nemai având materie primă la dispoziție. Au trimis oamenii în concediu medical fără plată, deja se întrerupe cash flow-ul pentru că ai termene de plată la 30 de zile, la 60 de zile, depinde cât de mare ești ca și producător, ca și companie. Dar China are o putere de recuperare foarte mare. E aici chiar... se vorbea, asta e interesant, că unii spun, domne, va recupera.
va recupera și dădeau între alte argumente și acesta, că s-au cam terminat tensiunile astea comerciale cu Statele Unite și asta poate să aibă un efect anul ăsta, pentru că anul trecut a fost acel război în toată regula, să spunem, și deși taxe și tarife au cam rămas, dar n-au mai fost majorate ultimele și s-a renunțat la punerea în aplicare, în fine, e un... Și de asta spuneau mulți, dom'le, e posibil să recupereze. Eu sunt sigur că strategia politicii americane este de a liniști foarte mult apele în apropierea alegerilor. Faptul că anul trecut s-au jucat, semnăm un agreement, nu-l avem, a venit delegația chineză, a plecat fără să avem un agreement, a sporit tensiunea din piață, dar în America se vede foarte clar că de când avem un anumit președinte acolo, business-urile au crescut foarte mult. Piața președinte de capital, om de business, până da, la urmă, nu? Da. Și trebuie să mai ținem cont de altfel că foarte multe fonduri de pensii se bazează pe o creștere a bursei și ceea ce a reușit Trump prin deciziile pe care le-a luat și prin jocul politic se pare că a dus la aceste creșteri ale bursei care acum vedem că au acum de unde să scadă, au ca de să unde spun să așa. Scadă, au crescut, el ar fi vrut cu 10.000 mai sus Dow Jones, ar fi vrut un dolar mult mai slab, ar fi vrut ca Fed-ul să nu crească ratele. Apropo de asta, de Federal Reserve, se vorbea că va fi un an pe hold. Iată că deja se vorbește de două tăieri de rată, cam una în aprilie și una deja până iunie. Da. Ba chiar unii zic dacă cumva nu n-o fi și a treia undeva până decembrie. Dintr-o dată așa, iată, până la urmă un coronavirus să dea totul peste cap, așa? Nu neapărat coronavirusul, ci ceea ce acest virus a transmis în piețe. Este o panică totală la nivel de business. Oamenii au început să dea doi pași în spate și să se uite cam care sunt perspectivele. Perspectivele s-au înrăutățit, dar vedem foarte clar cum băncile centrale încep să vină cu declarații în piață, să spună că sunt total engage ca să susțină economiile, vor tipări și mai mulți bani, atât Banca Centrală a Americii prin domnul Powell, cât și doamna Christine Lagarde, guvernatorul băncii Japoniei, Kuroda, toți au menționat faptul că sunt gata să arunce și mai mulți bani în piață. Nu mai spun de China, care este pregătită cu zeci de miliarde. Exact, și a și luat niște măsuri în sensul ăsta. Păi atunci ar trebui să stea liniștiți investitorii, că banii ăștia se vor duce iarăși către burse. Corecția asta, iată, poate fi, să vorbim puțin de efectul asupra piețelor, efectul coronavirusului. Da. Asistăm la 4, 5, 6 zile de scăderi. Da. Surprinzătoare pentru unii, mai puțin surprinzătoare. Foarte bine spus aici, a spus, bursele anticipează dacă ce va fi. Va fi o scădere a activității economice care va duce la o încetinire economică. Va fi o problemă. Ele n-au anticipat astea. De ce n-au scăzut acum 3 săptămâni? Sau că se știa că va fi. De fapt, trigger-ul a fost când au crescut cazurile mult în Italia, da, după weekend, au crescut în Coreea de Sud, în Iran, adică cât a fost, nu că China acum aplatizează puțin curba aia. Exact. Dar iată ce se întâmplă, deci sunt scăderi mari, cum să le, vă așteptați la aceste scăderi? Da. Eu sincer mă așteptam mai să fie mai mici și mai dese și mai înainte puține au fost. Asta am spus eu, dom'le, bursele anticipează și am fost surprins acum câteva săptămâni că n-au prea anticipat și au așteptat evenimentul ca să... Da, era foarte bine să avem scăderi mai dese și mai mici pentru că se mai scădea din această presiune. Au crescut foarte mult în ultimul timp. Trebuie să recunoaștem că ne așteptam deja ca în 2020 să începem să vedem primele semne de scădere, exact, de da, corecție. A fost un raliu și în ianuarie. Da, orice corecție a fost cumpărată agresiv. Absolut, absolut. Iar acum se vede ne foarte... Gândim, scuzați-mă, acum o săptămână miercurea trecută, de ieri DAX-ul avea maxim istoric, Standard & Poor's și Nasdaq-ul aveau maxim istoric. Da, da, așa este. Dar se vede foarte clar că emoțiile își spun cuvântul în piață. Întotdeauna. Emoțiile au un impact foarte mare pe investitori. Nu mai gândesc că iau decizii pe termen scurt care impactează foarte mult pe termen lung. Sunt foarte puțini investitori care își păstrează sângele rece și aici chiar vreau să le recomand celor care ne urmăresc să se dea doi pași în spate, să lase tot acest zgomot să treacă pe lângă ei, ba chiar să marcheze în tranșe mici aceste scăderi, pentru că îi vor ajuta foarte mult pe termen lung. Este foarte, foarte rău să te uiți în urmă, să vezi că ai trecut printr-un moment de genul ăsta și tu nu ai marcat.
Da. N-ai fost la cumpărare, ba chiar pe panică ai reușit să iei o decizie greșită și ai vândut, după care încep să-și revină piețele, ți-e frică să intri pentru că tu tot te aștepți la o scădere și tot așa te prinde ieșit din piață. De asta spun că trebuie să investim pe termen lung. Apropo de companii și de rezultate financiare, cum vi s-au părut? Suntem la maxime cu, și vorbeam de bursa americană. Sectorul tehnologic a explodat, nu? Și acolo giganții din tehnologie domină, să spun, topul capitalizării și sunt mai multe tipuri de companii. Cum le-ați caracteriza? Adică aceste companii inovatoare, inovative, să spunem, au un potențial pe termen lung? Au un potențial. Sau și-au atins unele dintre ele potențialul și... Eu nu văd așa. Eu văd că au un potențial foarte mare pe termen lung. De ce spun asta? Pentru că deja am trecut de la era industrială la era informatică, era tehnologiei. De acum încolo trebuie să ne așteptăm ca toată această tehnologie care se dezvoltă, artificial intelligence, 5G, toate acestea vor duce la o explozie a PIB-ului mondial. Economia mondială va crește foarte mult. Sute, poate chiar mii de miliarde de dolari vor aduce această dezvoltare a tehnologiei, iar aceste companii de care vorbim sunt în primele rânduri pentru a duce această creștere. În momentul de față vedem niște prețuri destul de mari pe anumite companii, dar cu ajutorul unor brokeri care îți permit să cumperi fracții de acțiuni, vor veni din spate și generații care, chiar dacă nu au o putere financiară, vor putea intra pe aceste companii. Da, că sunt 2000 de dolari, să zicem, Amazon. Da, nu știu, da. Și este foarte greu să cumpere Amazon în momentul când o ai la 2000 de dolari sau Alphabet, Google, când este peste 1000 și chiar și Tesla la prețul Tesla, ăsta. Tesla, chiar o să-i rog pe colegi, am pregătit graficul zilei, graficul Tesla, pentru că a avut o evoluție absolut spectaculoasă, a avut o evoluție, o creștere exponențială. Iată ce se întâmplă de la finalul anului trecut, era semnal de baie acolo și a spus că nu prea folosiți analiza tehnică, dar eu sunt un fan și văd aici că se formează un dublu top și sunt șanse, dacă continuă scăderea asta, să fie confirmat, dacă nu revine după aia și ar mai duce câteva sute de dolari, să spunem, să se ducă pe la 600, a fost vorba aia, depășit Volkswagen în capitalizare, a fost o nebunie cu creșterea asta în câteva săptămâni. Ce părere aveți de Tesla? Aveți în portofoliu Tesla? Da, pot să recunosc că sunt un investitor în Tesla, analizez compania încă din 2017, am intrat undeva în aprilie 2019 pe Tesla și o analizez din punct de vedere al potențialului pe care această companie îl are. Este un disruptive market, industrie, va avea un impact foarte mare în industria auto. Vom avea mașinile alea fără șofer care vin, ne iau, nu? Se prea poate. Eu tot ce îmi doresc este ca orice tehnologie care vine să aducă ceva bun umanității. Iar Tesla, prin aceste mașini electrice, în primul rând, este clar că nu mai consumăm atât, nu mai emanăm atâtea gaze, dar totodată și acest pilot automat pe care ei îl implementează, pot ajuta foarte mult, pentru că dacă facem o analiză pe accidentele produse de om, de factorul uman care se află la volan și o mașină care are parte de un condus autonom, vom vedea că mașina se descurcă mult mai bine. Respectă mult mai fidel semnele de circulație. Da, nu mai e eroarea umană. Care iar... Și poate să apară o eroare tehnică. Tehnologică, dar vedeți dumneavoastră, chiar de curând, inginerii din Japonia au desfăcut o Tesla Model 3, au analizat-o și au dat seama că nu pot reproduce așa ceva. Uh-huh. Au spus că cei de la Tesla sunt mult înainte. De ce spun asta? Pentru că ei au dezvoltat această tehnologie total in-house. Ceilalți producători auto au o problemă foarte mare, pentru că ei au tot felul de ECU care le iau de la diverse companii cu care colaborează. Ei se focusează pe motor, pe șasiu, pe caroserie și ca să ajungi să interconectezi foarte multe device-uri ale mașinii, este foarte greu în momentul de față. Și atunci ei se află într-o luptă în a continua pe partea de ICE vehicles sau
de a merge spre EV și a-și asuma o pierdere foarte mare pe producția pe care deja o au, pe flotele de mașini pe care le au la vânzare. Apropo de accidente și de decesele din accidentele rutiere, sunt mult mai multe decât cele din, să spunem așa, din coronavirus. Și, da, deci, da. Impactul este... Dacă scade, da, undeva la 600 și ceva, nu aveți nimic împotrivă, nu să cumpărați acolo. Pentru mine, care sunt investitor... Să vedem. Da. Mai sunt acțiuni de, așa zise, de growth, care de creștere pe termen lung, pe care le urmăriți, sau sunteți interesați și de și investitori, mulți interesați de dividende. Bine, în Statele Unite randamentul e altul, nu? E acolo 2%. Da, dar vedem că pe aceste scăderi, o medie pe dividendul pe S&P 500 este undeva la 1,4-1,6. Dar cu aceste scăderi avem dividend aristocrați, companii din America, în momentul de față au ajuns la randamente de 6, 7, chiar 8, da? Nu mai spun în media de 5-6% dividend. Și atunci este deja foarte atrăgător să îți redirecționezi și să-ți canalizezi atenția pe aceste companii dacă ești un investitor pe termen lung. Și în perioadele astea de volatilitate ridicată, cu ar fi bine să investești, să cauți eventual și small caps, companii de-astea mai mici cu potențial foarte mare, sau e bine să te axezi pe companiile mari sau din sectoare mai defensive, gen energetic, să spunem, utilități care nici nu scad mult, dar nici nu oferă perspective. Nici nu oferă o creștere. Sunt defensive, să spun. Exact, exact. Investitorii în această perioadă... În funcție tot de profilul de risc, e clar că... Absolut, totul se tranzacționează în funcție de profilul de risc. Dar era mult mai bine ca pe acele vârfuri foarte mari să începi să te diversifici puțin, ca să spun așa, pe sectoarele acestea de energie, sectoare mai defensive. În momentul de față, toate au scăzut, dar au devenit foarte atractive la prețuri, încep să devină din ce în ce mai atractive la prețurile actuale și viitoare, se pare că va mai dura acest trend de scădere, pentru dividendele pe care le ofer. Și sunt, într-adevăr, acțiuni care au crescut dividendul constant. Și cum vedeți viitorul acum, perioada asta? Ziceți că o să mai continue scăderea asta sau vom vedea o consolidare și o altă pe viitor, poate la niveluri mai mici, nu la în zona maximelor? Sau cu banii ăștia de care poate că îi pun iar în piață băncile centrale, o să depășim și maximele astea, să spunem. E posibil orice? Maximele întotdeauna se vor depăși. Dacă ne uităm de la 1700... Depinde dacă peste o lună sau peste un an, da, sau peste 10 ani. Depinde de expunerea pe care o avem, pe ce termen avem în expunerea respectivă. Dar maximele întotdeauna se vor depăși. Sunt foarte mulți bani în piață, iar toți acești bani vor căuta active, cum sunt imobiliarul și bursele de piața de capital, bursele de acțiuni, da. Este de la sine înțeles că foarte mulți bani ajung la fonduri de investiții, la companii cu foarte mult capital care îi direcționează în aceste direcții, iar noi ar fi foarte bine să prindem acest trend, adică dacă tot am prins aceste scăderi acum, ar fi bine să le marcăm și noi cei mici. Un minut, doar despre București. Cum vedeți situația? Scăderi mai mici ca pe afară, am trăit să o vedem și pe asta acum mulți ani în piață, la scăderi de 3% pe bursele mature, la noi era un 7% ca pop. Free float mic, fondurile de pensii, fonduri stau mult, e un avantaj. E și un dezavantaj, probabil la creștere vom fi iar ultimii. Cum vedeți? Părerea mea sinceră, de la noi? Aia avut randamente bune anul trecut, scurt, așa într-un minut. Da, randamente foarte bune și datorită dividendelor. Pentru mine, care sunt investitor pe termen lung și vreau să cumpăr, este bine să scadă. Eu mi-aș dori să avem niște scăderi puțin mai ample ca să avem de unde să creștem din nou și să atragem din nou bani noi în piață, dar este clar că în momentul de față fondurile de pensii nu au de ce să vândă, ele sunt expuse pe termen lung, randamentele sunt foarte bune, nu există lichiditate și de aceea nu avem scăderi foarte bruște. Dacă vrei să ieși din piață cu 100.000 de lei pe, să excludem Romgaz, Banca Transilvania, SNP, dar dacă vrei să ieși de pe o acțiune medie, să spunem, miști piața foarte bine. Declanșezi mecanismul ăla de... Exact, de marcarea ordinilor și da. Bun, deci în concluzie să fim optimiști, nu? În concluzie trebuie să lăsăm puțin zgomotul să treacă pe lângă noi, să analizăm foarte bine și după părerea mea, alții au alte strategii, dar după părerea mea este foarte important să încercăm să marcăm ușor, prin ordine mai mici, aceste scăderi ale pieței.
Bun, vă mulțumesc mult pentru prezența de astăzi. Să spunem în final taurii și urși, și avem de zilele trecute, de două zile la americani, Hewlett-Packard, Canon și Netflix, dar și UAMT la noi astăzi, taurii în aceste zile de scăderi roșii. Companiile de carduri au scăzut foarte mult acum două zile, Mastercard, Uber, iată o altă companie din tehnologie a scăzut, una foarte volatilă, Altego și EFO, adică turism, hotelul, restaurante, Marea Neagră la noi, scad mai mult astăzi decât media. Vă mulțumesc mult pentru atenție, vă urez o seară cât mai plăcută și profitabilă și, evident, un weekend la fel de frumos. La revedere! Vă mulțumesc pentru invitație, o seară bună!